Foarte interesant. Haideți, maestru să vedem. Substanța de bază a săptămânii următoare este incantația runică, prognoza runică pentru fiecare zodie și începem cu zodia Berbec pentru săptămâna următoare. Berbec are o săptămână în care trebuie să fie mai puternic, să aibă tăria de a înfrunta, de a depăși niște probe de încercări, pentru că... Sunt lucruri care trebuie să și le rezolve. Deci, atenție la sănătate, la relaționarea cu ceilalți și la efectele unor discuții mai vechi. Când v-am atenționat, aveți grijă și lăsați gura mai mică. Iar acum s-ar putea să reperse. N-am ce să le fac. Eu îi mai țin minte când s-a întâmplat. În schimb, pentru Taur, Taurul are o săptămână în care o schimbare foarte importantă se va produce la ei, acasă și destul de curând. Deci fiți pregătiți să o primiți. Uite ce zice în, teniu, în iubire? O, nu o spune, nu specifică Vica, <laughs> dar e ceva foarte important pentru voi. Da, o schimbare deci foarte importantă. Deci poate important. fi, iată, și în iubire. Poate să fie pe, pe domeniul care le lipsește, bănuiesc. <laughs> Așa. Hai să vedem pentru gemeni. Gemenii au o săptămână în care trebuie să Așa cum spuneam noi în glumă, în râs, să bată cu pungul masă și să-ți consolideze poziția, să spună: Eu sunt eu, eu sunt șeful familiei la servici eu sunt colegul tău, și de azi încolo te rog să nu mai mă persiflezi, iar în societate să spună: Eu sunt eu, da? Iar voi sunteți dependenți de ceea ce vă ofer eu. Trei posibilități pe care trebuie să și le manifeste și să le realizeze. În schimb, Racu are o săptămână de umblete tot pe drum, pe drum, călătorii multe. Dacă există posibilitatea și vă doriți într-adevăr un refugiu, puteți să fugiți o perioadă, o săptămână chiar. Da? E o Voi? săptămână în care puteți să vă faceți bagajele. Atenție, călătoria asta nu înseamnă că vă faceți bagajele că cu soțul sau cu soție. Mai eu am primit și astfel de, de chestionare. În schimb, cineva? Leul e pus pe uragan. Trebuie să-și mobilizeze toate forțele în săptămâna următoare să susțină o, o, mică bără sau o bătălie furtunoasă, depinde cum vrea, cât e leu de agitat. Dar sfatul unei este temperați pentru că dacă rămâneți calm, totul se va aranja pentru voi leilor. În schimb, Fecioara, Fecioara are o săptămână în care trebuie să abordeze total diferit Problemele care o interesează. Deci schimbați tactica. E, uite, balanțele sunt într-o săptămână de revigorare totală în toate disponibilitățile, și plan fizic, și psihic, și tot ce vreți voi. Și fizic puteți să începeți o viață nouă. Deci o săptămână total uh, diferită de celelalte cu. Un influx de viață nouă, cu dorința de a trăi, ca să zicem așa, să fim optimiști. În schimb, Scorpionul trebuie să lase la o parte toate grijile și problemele legate de trecut. Pentru că, dacă vor lăsa necazurile în urmă, se vor pregăti pentru o perioadă mult mai bună. Deci, tot ce a fost până acum a fost o probă de încercare pentru voi, indiferent. În schimb, cineva va găsi răspunsul tuturor problemelor. E a doua are, când ieși la săgetător, vei găsi rezolvarea tuturor problemelor făcând un Consiliu de Familie sau angajând o discuție sinceră cu ceilalți membri ai familiei sau numai cu partenerul, dacă sunt numai doi. Deci trebuie să trec la Da, pentru la că a sfat. avut o perioadă foarte lungă de, de încercare. Cam majoritatea săgetătorilor au avut ceva tensiuni pe casă. Și fuga în joaca cu copii sau în shopping n-a rezolvat. Deci discutați. Fără dialog nu se rezolvă nimic. În schimb, cineva, ca să ține isonul leului, Capricornul, vrea să susțină și el omul. O mică bătălie săptămâna viitoare. Și va susține o mică bătălie pentru că, în general, nu acceptă de la ceilalți niciun fel de sfat și niciun fel de opinie. Dar bătălia asta va fi totuși în favoarea voastră, veți câștiga în mod sigur, așa că nu mai e cazul să faceți scandal. Potoliți-vă, vorbiți pe ton scăzut. Vărsătorul va avea ocazia sau oportunitatea să afle un adevăr foarte, foarte important în săptămâna. Dar este un adevăr care vine cu marcaj asupra vieții voastre. Gândiți-vă bine la ce v-ați gândit, ce vă doriți sau ce ați făcut, ce rele ați făcut. Iar peștișorii, peștișorii eu duc într-un dorce farniente. O săptămână de fertilitate și belșug. Toate visurile pentru ei se împlinesc în perioada imediată următoare. Asta e bine. Vedeți, avam premiere la ce v-a spus Lidia pentru anul